Petre Ispirescu, Greuceanu Aceasta este o înregistrare audiocărți.eu A fost odată ca niciodată. A fost un împărat și se numea Împăratul Roșu. El era foarte măhnit că în zilele lui niște zmei furaseră soarele și luna de pe cer. Trimise deci oameni prin toate părțile și răvașe prin orașe ca să dea de știre tuturor că oricine se va găsi să scoată soarele și luna de la zmei, acela va lua pe fie sa de nevastă și încă jumătate din împărăția lui. Iar cine va umbla și nu va izbândi nimica, acela să știe că îi se va tăia capul. Mulți voi nici se potricăliseră, semețindu-se cu ușurință că vor scoate la capăt o asemenea sărcinare. Și când la treabă, hâț în sus, hâț în jos, da, din colț în colț, și nu știa de unde să o înceapă și unde să o sfârșească. Vezi că nu toate muștele fac miere. Împăratul însă se ținu de cuvânt. Pe vremea aceea se afla un viteaz pe nume Greuceanu. Auzind și el de făgăduința împărătească, ce se gândi, ce se răzgândi, că nu mai își luă inima în dinți, încumetându-se pe ajutorul lui Dumnezeu și pe voinicia sa, și plecă și el la împăratul să se închine cu slujba. Pe drum se întâlni cu doi oameni pe care slujitorii împărătești îi ducea la împăratul ca să-i taie, pentru că fugiseră de la o bătălie ce-o avusese împăratul acesta cu niște gadini. Ei erau triști, vieții oameni, dar greuceanu îi mângâie cu niște vorbe așa de dulci, încât li mai vininiță că inimă, că era și meșter la cuvânt greuceanul nostru. El își puse nădejdea în întâmplarea aceasta și își zise, îmi voi încerca norocul. De voi zbuti să-mi duplec prin păratul a ierta pe acești oameni de la moarte, mă voi încumeta să mă însărcinez și cu cealaltă treabă. Iar din nou, sănătate bună, mă voi duși de unde am venit. Asta să fie în norocul meu. Niciodată nu strică cineva să facă o încercare. Și astfel, poftorindu-și unile ca este, haide, haide, ajunge la curtea împărătească. Înfățășându-se la împăratul, atât ai povesti așa cuvinte buni și dulci scoase și atât șug pus în vorbirea sa, încât și împăratul crezu că pine drept ar fi să o omoare pe acei oameni.